astăzi vom vorbi despre câștigătorul concursului, dar am avut o dilemă. Toți am răspuns greșit, de asta m-a așteptat atât de mult timp ca să vedem dacă cineva mai se răzgândește și scrie corect, dar toți ați răspuns același răspuns greșit, din păcate. Din păcate, nu este John Green, este Joe Green. J-O-N, nu. Deși seamănă foarte mult numele. Și la început, când am văzut și eu videoclipul meu, am încurcat și eu, așa că nu mă mir că l-ați încurcat. Deși l-am spus numele de două ori, și putea să urmăriți și putea să citiți și cartea. Mie mi-a plăcut foarte mult, dar nu este nicio dilemă. Totuși am scris numele pentru că este un curs fără câștigător și inclusiv fără participanți. Mie mi se pare că sunt mai puțin participanți, ceea ce m-a cam dezamăgit, dar nu este nicio dilemă pentru că totuși sunt câțiva, ceea ce contează. Deci, hai să începem cu mica tombolă. Ultimul bilet este cu Alexandra Citește. Felicitări! Sper să mai particip și la alte concursuri. Sper că îți va plăcea premiul, să ne spui dacă ai această carte, să ne spui și adresa ta și îți vom trimite cartea. Să ne trimiți adresa pe Facebook, pe grupul nostru de Facebook pe care îl ai în descriere. Am început pagina aceasta acum puțin timp, dar totuși vom încerca să fie o pagină cât mai frumoasă și să avem cât mai mulți prieteni acolo. Acesta a fost concursul și acesta este premiul. Mie mi-a plăcut foarte mult această carte și vă recomand tuturor să citeți această serie minunată. Mie îmi place foarte mult să citesc această serie pentru că au romane literare prescurtate, sunt repovestiri minunate și te introduc încet, încet în literatura universală. Și mie îmi place foarte mult, abia aștept să citesc și romanul mai mare. Și ne vedem la următorul concurs. Succes! Pa!